Așadar, dragilor, pornim la treabă, la clasa a 6-a. El împărțit la 5, deci el împărțit la 5, dă restul 2. El împărțit la 7, dă restul 9. El împărțit la 9, dă restul... Cum împărțit? Deci restul, 7 de restul la 5 9. De restul 2. La 7 de restul 5, sau cât vreți, 4. Ia să vedem, deci 4, hai să zic așa, și la 9 de restul 6. Care este cel mai mic număr? Care este cel mai mic număr care se deplasă aceste condiții? Păi, mai întâi scriem teorema părțirii. Așa. Adică o să scriem că n este egal cu 5c1 plus 2. 5c1 plus 2. N este egal cu 7c2 plus 4. Da. Și că n este egal cu 9c3 plus 6. Plus 6. O să adunăm un 3. Da. În ambele și o să fie că n plus 3 este egal cu 5c1 plus 5. Plus 5, n da. Plus 3 este egal cu 7 și 2 plus 7 și n plus 3 este egal cu 9 și 3 plus 6. Plus 6. Plus 9. Plus 9. Plus 9 adăugăm 3. Da, așa. Acum o să scriem că n plus 3 este egal cu 5 pe lângă C1 plus 1. Da, deci egal cu 5. N plus 3 egal cu 5 pe lângă C1 plus 1. N plus 3 este egal cu 7 pe lângă C2 plus 1. Și N plus 3 este egal cu 9 pe lângă C3 plus 1. Așa. Deci rezultă că, așa, că N plus 3 este egal cu cel mai mare, cel mai mic multiplu comun al numerelor 5, 7 și 9. Adică n plus 3 este cel mai mic multiplu comun. Avem 5, 7, 9. 5, 7 9. Și 9. Și 5 este egal cu 5 ori 1. Dar se vede că sunt numere prime, ca să nu mai pierdem timpul. Bani în afară de 9. 9 3 la 9. Dar sunt prime între ele. Ah, da. Da. Și atunci produsul lor este. Da, n plus 3 o să fie egal cu... 35 ori 9, da? Da. 40. Ah, da, 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 da. Cât face? Am să nu știu. 315. 315. Și rezultă că n este egal cu 312. 312. Și cu asta am rezolvat. Acum, mai vedem încă o problemă. Să găsească mulțimea mare egal cu toți acele valori n naturale pentru care 15 supra 3n plus 2 este număr natural. Din asta rezultă că 3n plus 2 trebuie să fie egal cu, să aparțină mulțimii 1, 2, 3, 5 și 15. Divizor, nu? Da. Ca să fie fracția asta număr natural, neapărat ăsta de jos trebuie să fie un divizor al celuilalt de sus. Deci asta zicem și noi așa. 15 supra 3n plus 2. Este număr natural, dacă și numai dacă 3n plus 2 aparțin mulțimii 1, 3, 5, 1, 3, 5 și 15. Acum, pentru prima variantă, da, cu 3n plus 2 este egal cu 1, rezultă că 3n este egal cu 1 minus 2 și e fals. Pentru că nu o să dea un număr natural, nu o să dea un număr... Adică 3n egal cu 1 pe 3, deci fals, da? Da. Bun. Apoi 3n plus 2. 3n plus 2 este egal cu 3.
De unde rezultă că... De unde rezultă că 3n este egal cu 3 minus 2 și 3n este egal cu 1. Tot fals. Fals. Rezultă că 3n este egal cu 13. Așa. Și e fals. Deci e n egal cu cât o de acolo și e fals. Deci mulțimea apare cu ce elemente egal? Deci A aparține, nu, A este egal cu 1. Mă, sigur element. Cu numărul 1, cu cifra 1. Bun, numărul 1. Haideți să mai vedem încă una. B mare, ca cu mulțimea tuturor acelor n naturali, pentru care n plus 5 supra 3n plus 2 este număr natural. N plus 5 supra 3n plus 2 este număr natural. Aici, acum o să spunem că n plus 5 supra 3n plus 2 este număr natural, dacă și numai dacă. Deci n plus 5 supra 3n plus 2 e număr natural, dacă și numai dacă. Puțin. Dar cel de jos e mai mare decât cel de sus. Da. Păi, atunci ce ar însemna? Atunci ar însemna că nu ar putea să dea un număr natural, deoarece cel de sus este mai mare decât cel de jos. Cel de sus este mai mic decât cel de jos. Ca să fie un divizor. Nu o să dea un număr. Deci, cu alte cuvinte, tu simți aici că problema asta nu ar avea răspuns, ci el ar fi mulțime divin, da. Pentru că, ca să ne continuăm, ar trebui ca 3 plus 2. Ar trebui să... Dacă n-e 0? Este. N-e 0, da, asta mă gândeam și eu. Dacă n-e 0, ar merge. Da. Numai dacă... Dar tot nu dă natural dacă n-e 0. Tot nu merge. Da. Că-i 5 pe 2. Da. Deci, să mergem să spunem în continuare că 3n plus 2 trebuie să dividă, nu? 3n plus 2, da, trebuie să se dividă n plus 5. N plus 5. Și nu se poate acest lucru, deoarece... Divizorii sunt cel mult egal, da, cu numărătorul, nu? Da. Deci, în mod normal, divizorul e mai mic sau cel mult egal cu numărătorul. Și cum continuăm aici? Ei, aici, dacă ar merge pe observația ei, ar trebui să opresc exercițiu. Dar, ca să facem un antrenament, era ideea aceea. Deci ăsta de jos trebuie să-l divide pe el de sus. Da. Dar ăsta de jos îl divide pe el însuși. Corect. Deci 3n plus 2 divide darea pe 3n plus 2. Adică sunt parte la el, sunt parte, sigur, de 1, nu? Da. Ei, din cele două, ar trebui ca 3 plus 2 să divide... Suma, nu? Suma, scăderea, mulțirea cu număr, aha, tot felul de manevre. Și noi acum ce luăm? Suma? Deci, o să zicem așa, că 3 plus 2 divide pe n plus 5 mulțit cu ceva, n plus 5 mulțit cu număr A. Să puneți divide. Da, divide, da, divide. N plus 5 mulțit cu număr A. Da. Adunat sau scăzut, depinde cum ne convine nouă. Cu 3n plus 2 înmulțit cu altceva, nu? 3n plus 2 înmulțit cu altceva. Cu un număr B. Că nu numai trebuie să le scădem sau să le adunăm, ci putem mulți cu un număr pe unul, cu un număr pe celălalt și când să facem operația, obiectivul este să scăpăm de N. Mm-hmm. Indiferent ce A și B, oricare ar fi A și B care le folosim noi, numele natural. Indiferent ce A și B vom folosi. Și acum șmecherie este așa. Ne uităm la aici 3N. Ca să fie același noi, ar trebui să iau pe A egal cu 3. Da. A egal cu 3. Pe B egal cu 1. 1. Corect. De ce darea A egal cu 3?
Ai egal cu 3 ca să fie 3 ori, nu să facă 3 încă aici. Da, să fie... Și bă, 1 ca să multă 3. Bă, 1 ca să nu-l deranje. Corect. Fărmă 3 el. Și le scădem tot. Lăsăm minusul 3 ele. Corect. Da? Deci... Dar asta scriem pentru. Pentru. Luăm. Da? Luăm. A egal cu 3 și B egal cu 1. Și atunci ieșițiul devine așa. 3N plus 2 divide pe... 3N plus 15. Așa. Minus am zis că facem. A, minus. Minus din motivul. Da. Ca să scăpăm din mama. Da. Minus. Da. Minus. Minus 3N. Așa. Minus 2. Atenție că dacă minusul ăla... Minus poate. Tot ce e în paranteză minus. Da, da. Da. Minus 2. Da, scădem tot. Și de unde rezultă că 3N plus 2 trebuie să dividăm pe 13. Da. Pe 13. Da. Și 13 este... Suntem foarte fericiți, adică nu am divis, toți divizorii sunt numărul acela. 13 este număr prim, de unde înseamnă că dacă 3N plus 2 ar divide pe 13... Nu. 3N plus 2 trebuie să divide pe 13, trebuie să fie mulțimea divizorilor. 1 sau 3. De data asta, 3 plus 2 aparține mulțimii valorilor 1 și 13, atât. 1 și 13. Dar acum am luat toți divizorii cu 13, da. Și acum să spunem, pentru prima dată, 3 plus 2 este egal cu 1, este fals. Și a doua oară, 3N plus 2 este egal cu 13, 3N este egal cu 11 și din nou fals. Din nou fals. Și cu asta am... Ne-am încălzit ca să nu stăm degeaba până de vință. Am avut colegeri, dar de-ai tema. Bun, hai. Dar e n-are. Facem tema asta. Facem. Facem. Bun. Să ne găsi ceva. Facem așa de ieși. Era exact ce a gândit. Acum am da. Alea care sunt bifate, da? Bun. Suntem la capitolul nume raționale pozitive, forme de scriere. Transformarea fracțiilor ordinare în fracții decimale. Forme de scriere la un număr dar rațional. Dar nu așa am trecut. Păi acum nu știu să la aprofundăm. Aprofundăm. Nu scăpam, nu-mi putesc. Nu am făcut. Fracții sunt de două categorii, ordinare da. Și decimale. Uh-huh. Ordinare 3 pe 4, 5 pe 7, da. Iar decimale care au virgulă. Da. 3,75. Este titlul 5 de la pagina 73. Și ce spunem aici? Ai spus că mai devreme... Fracții, numere... Stați așa cum vă zic. Raționale pozitive. Numere raționale pozitive, da? Da, numere raționale pozitive. Forme de scriere. Numere raționale. Pozitive. Știți cum se cheamă tu să-l interpretează? Mulțimea numele raționale cu Q, copii. Q plus. Deci face mulțimea numele raționale. Q plus. Acum mai știi și Q. Nu numai N. Da? Numele naturale. Acum vorbim de numele raționale. Q. Scrie sub formă de fracție decimale. Scrieți. Sub formă. Sub formă. Ah. De fracție decimală. De fracție decimală. Pe cine? 17 supra 25. 17 supra 25. Da, vedeai. Vreți să-mi tot 17 la 25. Sigur că da. De care e fracția asta, domnul profesor? Asta care am dat acum 17 supra 25 este fracție? Subunitară. Este subunitară, dar se cheamă fracție ordinară. Ordinară. Deci da, avem. Da? Ai înțeles, da? Așa. Numele din Q, din mulțimea numele raționale, se prezintă sub două variante. Fracții decimale, fracții decimale și fracții ordinare.
fracții ordinare. Ei, noi acum am avut aici o fracție ordinară, 17 pe 25, și o scrim în fracție zecimală. Să facem. Da? 17, 25 și 17 merge de 0 ori. Virgulă. Apoi 170 intră de 6 ori. 6 ori. 6 ori 25 fac 150. 150 și o să dea 20 0 ori. De 0 ori. 200 intră de 8 ori, cred. Dar 0 ori de ce l-am pus? Eu asta am pus-o, dar vreau să întreb la voi. Păi pentru că e 20. 20. Păi 20 coborăm un 0. La ce împărțim, nu? Păi... 20 e diferența. Păi da. Între 170 și 150, nu? Să facem tot concret, așa? Da, ia facem tot. David spune, eu m-am pus să fac. Corect. De 17, împărțit la... 25. Și egal cu 0 ori. Și punem aici. 0. Și 170. Intră de 6 ori 25, 150. Uite acum, dar facem scădere aici. Da? 20. 0, 20. Și acum coborăm un 0, nu? Punem un 0. Nu 20 împărțit la 25 și 0 ori. Și acum am 200, de câte ori intră? De 8 ori. 8 ori. Corect? 8 ori 25, 200. De fapt avem, cum se numeau ăștia de pe virgulă, cum se numeau într-un fel? Avem zecimale și zecim și aici, și aici, asta e cifra sutimilor. Și dacă vreți să spuneți câte sutime avem aici? 8. Nu, 68. 68. Deci în total sunt 68 de sutime. Da. Dar mii, câte o să fie? 68. Păi dacă sutim? 680. 680 încă un 0. Încă un 0. Adică un 0 și înseamnă 680 de... Și la 10 minim va fi 6800. 6800. Mai punem un 0. Da? Deci, atenție, când citim, înțelegem foarte bine. Adică, întregul a fost împărțit în 10, noi ne-am primit de 6, iar pe a 7-a zecimală, la rândul i-am împărțit-o în 10 și am luat 8 din acela. Așa. Deci 0,68. Altă... 0,68. Pune și acolo, domn profesor. Da. 0,68. Da. Dar am timpul face proba invers. 0,7 egal cu 0. Da. Nu ne faci împărțirea dacă nu se zice. Deci că nu le zici să fac împărțirea. Păi nu o faci. Trebuie să o faci. Acolo unde te prinzi, da. Și noi puteam da răspunsul. Repede. Dar tu ne-ai dus un pic în eroare pentru că ai zis 0 ori. Și eu vreau să las cu 0, 608.000, ca așa a spus, 608.000, înmulțeam cu cât 25, nu mai de 17. Nu e de 17, înseamnă că e greșeală. Corect. 251 supra 200. 251 supra 200. Egal cu? Intră o dată. O dată. Intră de 0 ori. Virgulă, da? Da. Deci, eu trebuie să înțeleg așa, reamintim ușor, 251, virgulă, 0, 0, câte vrem, 0 ori. Da? Deci, uite așa, mă trebuie să mai faci împărțirea asta? 251, virgulă, 0, 0, câte vrem. Corect. Da? Și împărțit la cât avem? La 200. 200. Și acum zicem, am șa, se împart în grupe de câte, nu știu ce, acolo, vedem câte ori intră, vedem exact, da? Deci, într-o dată. Deci, egal o dată. 200. Și intră de 2 ori. Stai, scădem. Rămâne 51. Am ajuns la virgulă, pun virgula. Corect, atenție. Cobor aici. Și intră de 2 ori. Și intră de 2 ori, da? Corect. Deci 2. Și 2 ori 200, 400. 410. 100. 100. Coborăm al 0. Da. Și o să fie... De 5 ori. 5. 5 ori 200, 1000. Și vine 100, și al 10, 1,255. Ce sunt 255? Sunt mii. Sunt mii. Da? Deci, dacă vrem să citim în totalitate, ne uităm la ce
care e ultima cifră, ea indică dacă e sutim, min, dacă ar fi mai două cifre, înseamnă sutim. Și citim totul de, după virgulă și asta înseamnă min. Să ne adresăm la min, dacă ar fost numai două sutim. Da? Iar dacă întreb câte zecimi are, atunci întreb de fapt câte zecimi are? Concret aici câte zecimi avem? Da. Două zecimi. Câte sutimi? 25. 25 de sutimi. Da? Acum am întrebat sutimi. Deci la un capăt știm acum. Am citit zecimile pentru că am referit numai la zecimi. Da. Când am zis câte sutimi? 25. Al numărul ăsta, trebuie să zic 25. Și câte mii? Și iarăși citesc la un capăt. 17 supra 125. 125. Hai, Dariu. Te rog pe tine, Daria, să mă conduci. O să fie 0, fie până 170, dintr-o dată, după. Da. Câte ori am? 45, nu? Restul acolo? Da. 450, 125 în 450, de 4 ori între oare, ce zici, între 4 ori? Nu între 4 ori, atunci de 3 ori. Cât face 3 ori 125? 375. Hai scădeți acolo. Faceți voi, voi faceți, Monica, efectiv care nu aveți încotro. E greu și, iată, trebuie să fac și eu, da? 17,000, ca să înțelegem bine, să nu creștem vreo clipă, împărțit la 125, merge de 0 ori, da? Da. Acum vine 125, a spus, și rămâne aici cât? 45, acum vorbim de 0, merge 3 ori 375. Nu, stai mai întâi, merge odată. De ce merge de 120? Pentru că mai întâi punem 0, apoi spunem 170 și apoi într-o dată 170. Am zis, merge... Dar înainte la 3. Așa, da. 125. Acum vine 3-ul. Așa, foarte bine. Și 40. Acum ăsta o să dea 5. 75. 75. Și o să aici de 6 ori. Păi cred că de 5 ori. 5. Merge de 5 ori? De 6 ori fix, da? 6 ori de 125. 750. Da. Și acum am mers repede. Iar întreb câte sutimi are? 113 sutimi. 13 sutimi. Și câte zecimi? Una. O singură zecime și câte minim? 136. Oare, hai să transformăm pe ăsta, să vedem dacă ajungem la 17 pe 125. Facem versul invers. De 0,135 egal cu. Cum se transformă fracții ordinare? 136, da. Ele este sub formă de fracție. Acum? Înmulțim cu 125. Cum? Pentru că 136 supra 999. De ce 999? De deoarece, nu, supra 100. Supra? 1000. 1000, mă. Măi, dar asta ne-am mintit că făceam anul trecut. Ne-am mintit că îmi credeam că e în perioadă. Nici nu e perioadă simplu, nici perioadă compus. Este pur și simplu. Cum ar zice, cum se scrie 0,3? Ca 3 pe 10. Cum se scrie 0,13? Ca fiind 13 pe 100. Care-i motivul? Că mulțim și împărțim cu 100. Când mulțim cu 100, îți duce virgula la dreapta, supra 100 și vine 13 și 100. Deci asta am făcut. Da? Și acum, cum zici pe asta, Daria? 0,36? 136 supra 1000. 136 supra 1000. Ce facem acum? Cu fracția asta. O putem să o luăm într-o fracție zecimală. Bun, bun, dar înapoi mă duc acolo, dar eu întreb altceva. Este fracția asta de lăsată în pace? Nu pot să simplific.
simplificăm. Ea este reductibilă. Facem niciodată nu stăm de vorbă cu fracțiile acestea care pot fi simplificate. Așadar, prin 4, de 36 se împarte, prin 4 și va fi 634. 4 în 13 de 3 ori, 34 supra 250. Într-o 1000, 250, da? Da. Și împărțim prin 2. Da. Și o să fie 17 supra 125. Și iată cum am ajuns la fracția ordinară, cea pe care am avut-o întâi, nu? A fost 17 supra 25. Cum poate fi aranjată? Deci merge și înainte, din fracție ordinară în fracție decimală, din fracție decimală în fracție ordinară. Deci înainte și înapoi facem tot timpul mișcare, putem face o mișcare asta ca să fim siguri că am lucrat corect. Următorul exercițiu. Da. Ce, Davide? 1 pe 3. 1 pe 3. Pare cât să fie 1 pe 3, Daniel? 1 părți la 3. 1 părți la 3. Cât să fie? Cât să fie? 0? 1? Cât? 1 împărțit la 3? 0,3 în perioadă. Așa, te tot turbează 3, 3, 3, 3, deci zicem 0,3 în perioadă. Și acum, dacă vreau să transform în fracții ordinare, 3 supra 9. Îi vom spune egal cu 3, tot grupul din perioadă, sub atâția de din nou câte cifre sunt, supra 9, simplificăm prin 3 și dăm cu 1 pe 3. Deci, vedeți, ușor, ne ducem dintr-o formă în cealaltă. Da. Și acum? Bine, următoarea. 10 pe 6. 10 supra 6. Egal cu. Ia să vedem. 10 supra 6. Dar tu, Davide, cum ai? Te-ai ocupat de fracția asta sau te ocupi de o echivalență? Mie nu mi-am place să mă ocup așa de 10 pe 6. Ar mai simplifica-o prin 2 și am spune 15 pe 3. Că e mai la îndemână să fac împărțirea asta. Deci totdeauna le duc la fracții echivalente. 1,6 în perioadă, da? Deci e egal cu 1,6 în perioadă. Eu nu v-am ascultat, domnul profesor, am vrut să văd cât e repede. Bine, sigur că putea repede să fac împărțirea aceea, merge odată și rămâne acolo. Dar cum să scrie 1,6 în perioadă, domn profesor, în fracții? Cum? Acum vreau să întreb, te rog. 1 și 6 supra 90. Deci, e egal? Lăsați-mă. Deci, ai spus 1? Nu, 1. Da. Minus 6. 1 minus 6. Nu știu, mai. Ce spui, eu fac. Supra 19. Supra 19. Și cât faci atunci? 1 minus 6? Minus 5. Datorii, domnule. Minus 5. Ceva nu funcționează, nu? Știu că era ceva că scria 16 supra 19. 16 supra 19. Dar tu cum știi? Că nu știu. Ea nu mai știi de eu. Nu știu cum era. Îmi amintesc. Cum era? Că la perioadă se punea 9. Așa. Și la... Și atâția de-al din nou câte cifre sunt. Și când nu era în perioadă, se punea 1. Spunea 1. Ar trebui să întâmple. Păcat că nu pot face scăderea aici. Și dacă dă ce-mi dă, pe urmă trebuie să facă împărțirea și să transform înapoi, să văd ce fac. Deci nu... Tu nu ai nicio totuși... Intrigare? Nu înțeleg care e faza asta. Păi, ați la 5. Hai să ne amintim. Nu e nimic. Da, vă dau o temă. Data viitoare, îmi veniți și îmi explicați de ce se pune atâția de din nou, de ce se face așa. Este la profund, n-ai făcut acasă? Ei, nu mă explic dacă eu nu știu. Acum ați explică domnul profesor. Deci, vă zicem așa, Daria. Deci egal cu 1,6. Da, în perioadă. E, ăsta se transformă în fracții ordinare, să ajung la 15 pe 3. Da. Da? David și-a amintit ceva, dacă a prins. Ideea este așa. Ori scriem tot grupul de cifre, corect, tot grupul, ori lăsăm partea întreagă în față, adică un întreg, plus, ca și mai zice plus, partea decimală. Plus 0,6
în perioade. Care înseamnă egal mai departe cu un întreg plus 0,6 perioade? 6/9 Da? Și care acum, dacă ar fi fost vorba să aduc la același numitor, ar fi fost 1/3 Da, dar simplificați, că aia 6/9 6/9 nu poți sta de vorba, că vorbesc cu un ce de rog. Prin cât? Prin 3. Și egal cu un întreg plus 2/3 care înseamnă, aducând la același numitor, cu un întreg și 4/2 cât înseamnă de 3/2 Dar să ne înțelegem că aici un loc de 1 poți spune 3/3 ca să ne amintim și operații cu fracții. Da? În loc de 1 e 3/3 Și acum, având același numitor, 3/2 fac 5/3 Da? Și am ajuns la fracția de la care am pornit, 5/3 Și dacă vroiați cu tot așa dacă, dacă nu vreau să scriu ca fiind un întreg cu partea decimală și partea decimală acolo să o transformă în fracție ordinară, scriu cum aici. 16, da. Tot grupul. Da. Minus 1. Minus tot ce este în fața perioadei. Mm. Poate să fie și parte de perioadă. Corect. Minus, din data asta, 1. Minus 1. Supra cât am eu? 19. Supra câția de al din nou cât găsim supra aici? Supra 9, mai supra 9. Mai și dacă ar fi fost parte neperiodică, atâtea cifre de 0, cât îmi indică acolo. Dar ai înțeles? Nu, nu și-am amintit. Nu, dar nimic, ai mai face și eu un exemplu. Fac cum acum. Supra 9 atât, da? Și 16 minus 1, Daria, 16 minus 1 ăsta face 15, supra 9. Simplificăm. Simplificăm prin 3 și face 15/3 Corect, ați lucrat la fel. Am ajuns la fel. Deci, Daria, hai să faci și tu acum. 2,3 în perioadă 15, 2,3 Eu nu înțeles simplu, domn profesor, îi dați grele. Uite, atunci hai să o leu așa. Da, dar cum se face simplu? Stai un pic, David, lasă-mi înțeleagă și eu. 2,7 în perioadă de aia. 71. Hai să iau 71, da. Cu două cifre, da? Egal cu. Hai. Egal cu. 2,71. 271. Așa, deci egal cu 271. Minus 2. Minus 2. Supra 90. Cât e în perioadă? 99. Corect. Adică din nou, că sunt două cifre. Da? Și nu e parte neperiodică, adică nu e mixt. Este un periodic simplu. Supra atâția de din nou, câte cifre avem în perioadă? 2 de 9. Și face aici la scădere? 269. 269 supra? 99. Ca să vedem dacă se mai poate simplifica prin ceva. Prin 11 nu, prin 3 nu? Nu cred, nu? Așa. Rămâi 269 supra 99 dacă nu mai ai nicio șansă să simplifici. 99, dar mergi prin 9. Cum facem la simplificări? Vedem divizorii cei mai rapizi. 9 și 11. Da? Prin 9 sus nu merge, că suma cifrelor nu face. Prin 11 nu merge. Deci găsim divizorii numărului celui mai mic pe care îi pot sesiza foarte repede. Mai fost aici 99, e un 9 și 11. Și mă interesez dacă prin 9 sus s-ar împărți ca să pot simplifica fracția numărătorită. Sau prin 11. Nici prin 9, nici prin 11. Atunci, este cum se cheamă numele astea care nu au divizori comuni? Numere prime între ele. Așa se cheamă, numere prime între ele. Iar fracția cum se zice este? Ireductibilă. Deci când sunt prime între ele, fracția este ireductibilă. Încerci la numărul ăla compus de acolo, care l-a scris domnul profesor. Hai să vedem și prost. Deci, stați puțin, 2,3 și 15 perioade. Este egal cu 2315. Corect. 2315.